Bine v-am găsit. Voi face o etalare cu două rune pentru sâmbătă și pentru duminică următoare. Deci, sâmbătă 22 mai, câte două rune voi începe cu gemeni. Două rune. Și Isa. Gemenii au o întârziere legată de o victorie pe care o așteptați. S-ar părea că vreți să învingeți ceva, un obstacol, sau poate fi și o problemă legată de sănătate pe care vreți să o rezolvați. Dar s-ar părea că va trebui să mai așteptați. Poate aveți de urmat un tratament și nu veți remarca acum rezultatele, adică nu veți simți aceste rezultate ca o împlinire acum. Deci s-ar putea să mai dureze, fiindcă apare această ISA care dă o tentă de întârziere. Pentru raci, tot la fel, voi scoate două rune, Jera și Chenaz. Am zice că așteptați parcă un răspuns. Este vorba de o recoltare, de o culegere, dar această Jera are și un aspect judiciar, un aspect legat de judecată, de un proces, poate, la care ați așteptat un răspuns sau v-ați așteptat să fie, cum să vă spun, să fie pe placul vostru, să vă dea un răspuns favorabil. Ei bine, nu, Chenaz, într-o poziție răsturnată, arată că acest răspuns nu este benefic, este un răspuns cu întârzieri, un răspuns cu probleme, deci un răspuns care nu vă mulțumește, fiindcă arată o încheiere, se încheie ceva, dar nu este favorabil vouă. Următoarea zodie, am să le scot câte două și le întorc așa cum sunt. Este legat de familie ceva pentru lei. Lei au o problemă legată de familie. Trebuie să vă luați, să vă asumați niște riscuri. Ceva în familie a voastră nu merge, poate să reprezinte o veste pe care o primiți și nu vă convine această veste. Vedeți, nu sunt aspecte prea benefice nici din punct de vedere astrologic. Avem niște quadraturi care ne aduce puține frustrări, ne solicită puțin, am spune. O solicitare pare pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Deci, pe orică arată acest lucru, o întârziere, riscuri pe care ar trebui să vi le asumați, dar mare atenție cu această problemă legată de familie sau veste pe care o primiți, sau chiar vă asumați un risc unii dintre voi să rupeți o relație în familie. Poate să fie și acest aspectul. Pentru fecioare, fecioarele au un eolh și un tir. Ei bine, eolh este runa norocoasă, dar în această situație, această rună nu prea este norocoasă. Am zice că este o atenționare a vulnerabilității voastre. Vă doriți neapărat să obțineți ceva și s-ar părea că sunteți vulnerabili într-o victorie pe care vă doriți. S-ar părea că această victorie este destul de departe de voi și, din contră, acest eol, luna norocoasă, reprezintă totuși. Deci eol dă acea tentă de înșelare. Ați fost înșelați? Ați înșelat pe cineva? Deci acesta ar fi aspectul și vă doriți victoria, vă doriți un triumf, o reușită cu acest tir
care el întotdeauna arată o victorie în această poziție, o reușită. Veți reuși ceea ce v-ați propus. Tir, într-o poziție bună. Am zice, aveți o gândire unitară, o voință unitară și poate să vă aducă o reușită, chiar dacă ați avut, să zicem, o situație în care ați fost înșelați. Așa văd eu. Deci pentru unii poate să fie o situație reală, pentru alții nu. Pentru fecioare am zis, balanțele. Deci eu le întorc întotdeauna așa. Oh, e veirt. Deci aveți aici o călătorie. O călătorie bună, alături de persoane care vă susțin, vă înțeleg, vă înțelegeți bine, deci este un aspect benefic această călătorie, dar și Veirt este runa lui Odin. Runa lui Odin arată că aceasta vă este destinat, vă este pentru voi. Deci este soarta voastră, este aspectul pe care nu puteți să-l schimbați. Este această călătorie care poate să fie și călătoria prin viață, căruța, că asta înseamnă raidoh, căruță. Această călătorie este benefică pentru voi, s-ar putea să vă aflați la momentul oportun într-o situație benefică și sâmbăta, nu așa, este un aspect benefic pentru voi, fiindcă Veird arată că asta vă este destinat. Balanțele. Scorpionii. Vehu, așa este. Nied. Nied este răsturnat, Vehu răsturnat. S-ar părea că vă doriți, eu știu, o rezolvare într-o situație. Dar să le pun puțin mai așa să vadă mai bine. Am spune că aveți întârzieri, obstacole și vi se spune tot timpul, aveți răbdare, aveți răbdare. Deci s-ar putea ca voi să vă doriți o creștere de salariu, niște bani pe care să-i primiți pentru munca voastră, fiindcă reprezintă munca voastră. Și tot timpul sunteți amânați, aveți răbdare, aveți răbdare. Asta reprezintă Nied lângă Fehu. Deci să aveți răbdare și nu primiți ceea ce voi vă doriți. Acești bani sau chiar răsplata muncii voastre, fiindcă Fehu reprezintă munca voastră. Sau poate să reprezinte o relație. Voi vreți să rezolvați, să discutați ceva, probabil, să clarificați o situație într-o relație și vouă vi se spune, aveți răbdare. Scorpioni, da? Să vedem săgetătorii. Tot la fel scot câte două rune, le așez, manaz, și Gifu. Ăsta trebuie oricum, eu trebuie să-l pun într-o poziție bună, fiindcă așa e el. N-are decât o singură, cum să spun, poziție. Aceea în picioare bună. O rună prețioasă, Gifu. Aceasta. Dar manaz nu mai este o rună prețioasă. Manaz arată totuși un aspect un pic neplăcut. Ea ar trebui să reprezinte omenia. Și totuși nu reiese, nu aveți această omenie, nu din partea voastră, nu a voastră. Deci s-ar părea persoanele din jurul vostru nu sunt de încredere, sunt persoane care vă creează probleme, bulversează, am zice, poate să fie vorba și de o trădare, de o înșelare, o lipsă de loialitate din partea unei persoane. Poate să reprezinte
că trebuie să căutați totuși să priviți situația cu lucru cu ochii altuia, dar s-ar putea să considerați că vă luptați cu o singură persoană și eu cred că asta este mai mult valabil. Considerați că vă confruntați cu o singură persoană, dar de fapt voi vă confruntați cu mai multe persoane. Aveți un grup de persoane care se implică în viața voastră, care vă creează probleme și să țin de capul vostru. Dar voi aveți această rună, am zice, benefică, Gifu. Gifu arată aspecte bune, deci am zice o daruri, daruri materiale, daruri spirituale. Este o rună foarte benefică pentru voi, acest Gifu. Am zice că totuși trebuie să fiți mai atenți cu persoanele cu care intrați în contact. Aceasta ar fi ideea. Capricornii. Așa ieșit. La gaz, deci turisaz. Turisaz într-o poziție răsturnată apare atunci când nu beneficiați de acel ciocan al lui Tor, nu beneficiați de susținerea intuiției voastre, nu aveți acea premoniție, am zice că sunteți într-o situație destul de dificilă și totuși acest lagaz arată o femeie care vă înșală, o femeie care este lipsită de loialitate, o prietenă, o prietenă mai repede sau chiar un partener. O parteneră, un partener care este lipsit de loialitate, poate fi de afaceri, de loc de muncă, orice. Deci un partener care este lipsit de loialitate și turisaz, nu aveți acel noroc, nu acel ciocanul lui Tor, nu este de partea voastră, nu puteți să vă folosiți intuiția, nu puteți să vedeți această înșelătorie și am zice, este un moment destul de dificil acest pentru voi această sâmbătă, pentru unii dintre voi, nu pentru toți, pentru unii. Veți depăși destul de greu această situație, pare să fie o relație care începe să se răcească, poate că începe să vedeți realitatea. Într-o anumită situație, unii dintre voi, am spus, vărsătorii, vărsători. Soluția ar fi pentru voi să fiți corecți, fiindcă acest uruz arată că s-ar putea să aveți o problemă de sănătate, o cădere de vitalitate, o stare de nervozitate, ceva care vă depășește și numai prin corectitudine, fermitate, aveți aici o rună care reprezintă obstacolul, este Eichvaz, care reprezintă arborele de tisă, deci un obstacol în calea voastră. Răsturnat vă sugerează că puteți transforma o situație nefericită, urâz, într-o relație care se rupe sau se răcește, sau o cădere de vitalitate, de energie. Puteți să o depășiți dacă aveți totuși, am putea spune, această corectitudine, fermitate, prevedere, perseverență în tot ceea ce faceți. Peștii. Un secret care este legat de bani, dar e mai repede legat de o pierdere. Poate că ceva s-a întâmplat, ați pierdut ceva, nu ați câștigat cât v-ați dorit,
sau printr-un secret, sau aflați un secret care de fapt ascunde o pierdere pentru voi. Poate fi vorba pentru unii dintre voi, nu pentru toți, de aflarea unui secret care vă face să vă schimbați părerea despre o persoană, să gândiți altceva despre o persoană, vă deranjează lucrul acesta, dar vă dați seama și de faptul că aveți o pierdere, fiindcă hotel reprezintă bunuri, partaje, aspecte care sunt ascunse și poate pot fi ascunse de o persoană și veți afla acest lucru. Bun. Ultimii berbeci. Nu sunt ultimii, sunt penultimii berbeci. Iată și o zodie care e bine. Deci nu le-am răsucit eu. Ansuz. S-ar părea că primiți un sfat bun sau voi oferiți cuiva un sfat bun. Aveți aici și Daeg. Daeg este o rună prețioasă. Este o rună care arată schimbările lente și sigure. Deci trebuie să vă așteptați ca pe viitor. Deci este ceva, cum să spun, voi primiți un sfat bun, dar totul se va aduce pe viitor. Deci este o creștere lentă, stabilă și veți observa, veți sesiza, când veți remarca acele aspecte benefice în viața voastră, berbecii, atunci veți ști că totul este bine pentru voi. Datorită unui sfat venit din familie sau voi vă sfătuiți în familie, așa să zicem. Și mai avem aici taurii și mai rămâne decât o singură rune. Taurii, ia uite, domnule. Poftim. Vunjo și Ehvaz. Norocoși. Noroc să aveți într-o schimbare. Poate vreți să schimbați, eu știu, o locuință, locul de muncă. Este vorba de, cum să spun, o deplasare în plan. Deci schimbați locuința, schimbați locul de muncă, schimbați biroul, dar vă aduce noroc. Deci dacă vă aduce noroc, e totul bine. Vă doresc numai bine sâmbătă!